pisicile sunt prădători versatili și cele mai inteligente animale cu o mulțime de nevoi. După domesticire, hrana umană a devenit disponibilă pisicilor, ceea ce a schimbat semnificativ preferințele animalelor la nivel genetic. Ce produse i-au plăcut pisicilor, devenind tovarăși de oameni? Vom afla mai jos. Dieta pentru pisici. Prin natură, pisicile sunt carnivore, adică majoritatea dietă ar trebui să fie alcătuită din produse din carne și în sălbăticie, de la rozătoare, păsări și animale mici capturate. Pisicile de interior cu acces în aer liber își diluează adesea dieta cu șoareci și păsări mici. O astfel de dietă nu este sigură, dar este aproape imposibil să convingi pisica să vâneze. Dacă o pisică locuiește într-un apartament, mănâncă doar mâncarea furnizată de proprietar, dar nevoia de a dilua dieta nu dispare. Pisicile încep să caute mai activ mâncarea alternativă atunci când avitaminoza, invazia helmintică. În stadiul creșterii active, pe măsură ce pisica gustă diferite alimente, ea își dezvoltă propriile preferințe gustative. Există o serie de alimente care nu le plac tuturor pisicilor, cum ar fi citricele. Important. Nu experimentați dieta animalului de vese de companie dacă are tendința de alergii. 10 alimente pisicilor le place să mănânce: conserve de ton. Acesta este cel mai bun tratament pentru toate pisicile. Tonul este utilizat pe scară largă în resuscitarea veterinară pentru a testa reacțiile pisicilor la alimente. Iaurt de casă. Pisicile adoră laptele, dar aproximativ 50% dintre animalele adulte dezvoltă intoleranță la lactoză pe măsură ce îmbătrânesc. Iaurtul este un produs lactat absolut sigur și foarte sănătos. Pe vreme caldă, pisicile ling cu bucurie iaurtul înghețat pentru a se răcori. Șuncă. Un tratament foarte aromat și gustos pentru o pisică. Interesul animalului de companie se manifestă tocmai datorită aromei bogate. Cu toate acestea, șunca are o mulțime de condimente și grăsimi, chiar dacă nu conține grăsimi, deci nu ar trebui să vă despărțiți de o astfel de delicatese. Carnea de porc proaspătă este considerată, de asemenea, un aliment controversat în dietă. Carnea poate deveni o sursă de helminți sau virus pseudorabic, deci poate fi dată doar fiartă. Somon. O bază populară pentru multe produse alimentare industriale. Tonul proaspăt este, de asemenea, sănătos și hrănitor. În plus, fileul are o aromă foarte strălucitoare, care stimulează pofta de mâncare a pisicii. Tonul crud poate deveni o sursă de infestare cu helminți, deci înainte de hrănire trebuie să fie fiert sau congelat timp de 4 la 5 zile. Ulei de cocos. În mod neașteptat, pisicile adoră aroma și gustul acestui aditiv. Produsul este utilizat pe scară largă în industria alimentară și, când este proaspăt, este foarte util. Singura avertisment se referă la doză, deoarece orice ulei poate provoca diaree. Grăsime de pește. La fel ca uleiul de cocos, poate provoca diaree, dar în doze moderate este o sursă excelentă de vitamine, minerale, acizi grași omega-3 și omega-6. Inghetata. Un fapt care este adesea trecut cu vederea de nutriționiștii pentru animale, pisicilor le plac prăjiturile de înghețată. Pisicile manifestă interes pentru lapte, iar atunci când se dovedește că este și dulce, animalul de companie nu mai poate fi oprit. Ovaz. S-ar părea, de ce pot iubi pisicile fulgi de ovăz? Făina de ovăz este o sursă bogată de fibre grosiere, cărora pisicile le lipsește mai ales iarna și când nu pot mânca iarbă. În plus, fulgi de ovăz este sănătos, bogat în oligoelemente și este o perie naturală pentru intestine. Banane. Sursă bogată de potasiu și zaharide naturale. Atenție, pisicile nu suportă mirosul de coajă de banană, dar mănâncă carnea cu plăcere. Este obișnuit să folosiți banane în etapa de antrenament a unui pisoi pentru a mânca legume și fructe. Brânză. Brânza tare, brânza fetă, sulgun sunt delicii preferate pentru o pisică. Motivul este lăptos și aromă bogată. Cu toate acestea, brânzeturile trebuie administrate doar în cantități mici pisicii de vese.
deoarece toate conțin sare, dar brânza mucegăită nu este permisă pentru pisici. Distribuie pe rețelele de socializare.